Poate vă era dor de niște noi dispute în casa băieților legate de spălatul vaselor. Chiar astăzi s-a discutat despre acele tăvi, ba cu carne, ba oale, cu paste, ba farfurii. Um, acea dispută între Valentin și Albert. În seara aceasta, în schimb, Valentin a venit de pe terasa boiților cu un pahar în mână și Alexandru în timpul acela a spăla vasele și a zis să uh, nu, că nu-l mai spală și pe acela. Valentin l-a rugat frumos ce mai e, că mai e un pahar în plus și el a zis că nu, a zis că nu mai spală după nimeni, nu mai spală, că el nu este sclavul nimănui, fiecare să-și spele paharul. Că oricum Alexandru zicea că are cana lui și Valentin zâmbind a zis Doamne, dacă nu mă apărea în fiecare zi la emisiune cu subiectul acesta. Și Alexandru a zis foarte bine să apărem, că el nu vrea să mai spele după nimeni. Și că a vorbit și cu fetele, iar când este ziua lor de curățenie, doar dau cu mopul și cu mătura. Mă rog, invers, cu mătura și apoi cu mopul. Și cam atât, fiecare își spală vasul lui.